Este inima să cânte,
să fie Domnul și numele Lui în veci de veci. Amin. Binecuvântat să fie Miri din ziua de astăzi, Timotei Robert și Lois Jennifer, care sunt înaintea Domnului și înaintea noastră. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Începem slujba și fratele Moț Ioan de la Cintei cere ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste toată lucrarea din această dimineață. Venim înaintea ta, Dumnezeule Abraham, Isaac și Iacov, Stăpânul Universului, și îți dăm slavă, cinste, laudă și onoare în dimineața zilei de azi. Îți mulțumim frumos că ai fost cu noi încă o noapte. Îți mulțumim frumos că ne-ai dat sănătate, vedere, grai, auz, aer și oxigen și putere în mădularele noastre. Și mai mult decât toate, să mulțumim că suntem în Sion, casa ta. Măriți să fie numele Tău. Binecuvintează, te rugăm frumos, întreagă ziua de azi. Binecuvintează frumos toată adunarea strânsă în locul acesta. Aleluia! Și ajută-ne să ne putem apropia mai mult de Tine. Te rugăm să binecuvintezi pe acești doi tineri care astăzi își puneți destinul. Binecuvânte, Doamne, și fă o familie minunată și binecuvântată. Lăudat să fie numele Tău. Te rog frumos să binecuvintezi cuvântul și glasul dulce al Evangheliei în ziua de astăzi, să ne vorbească tuturora. Măriți să fie numele Tău. Binecuvântă frații vorbitori, Doamne. Pune cuvânt sănătos în gura lor, Doamne. Ajută-ne să ne putem pocăi. Binecuvântă întreaga asistență, întreaga localitate, binecuvântă de țara, ținutul, cu trezire spirituală și apropiere de Tine. Iisuse drag, Te invităm, aleluia, ca o dinioară, la nunta de la Cana, vino la noi prezent în ziua de azi. Mavala, Nicosel, vorbește poporul adunat, ceea ce trebuie să mai facem ca să putem ajunge la nunta din veșnicie, unde mireme fi Tu, iar mireasă noi. Îți mulțumim că ești prezent în adunare, faptul că l-am venit în mâna și în brațul Tău, și-a dat să fie slava Tatăl Bun, a Domnului Iisus, a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Continuăm să cântăm pentru slava lui Dumnezeu și în timpul acesta se mai fac intrări în sală și organizări ale unei participări în locul acesta. Să-l miniște cu Dumnezeu, dar nu-i pe
capitolul 2, versetele 18 la 24. Geneza, capitolul 2, versetele 18 la 24, cuvântul Domnului vorbește astfel. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și Domnul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis cadea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Încă continuăm să cerem ajutorul Domnului și fratele David Grigorian și sora Valeria Babuța se roagă înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântat, mărit și lăudat să-ți fie numele tău sfânt și mare. Îți mulțumesc frumos, Doamne, Tatăl din ceruri, că ne-ai ajutat și între această zi să ajungem bine la casa de rugăciune. Te rog frumos ca Tu să ne binecuvintezi pe fiecare în parte. Amin. Te rog, binecuvintează familie, Doamne, care într această zi, Doamne, au adus aceștia doi, Doamne, care vor să încheie o căsătorie împreună cu Tine, Doamne. Te rog ca Tu să-i binecuvintezi. Amin. Te rog, Doamne, Tată din Cer, ca Tu să binecuvintezi cuvântul Tău care va fi rostit, Doamne, între această zi. Te rog, Doamne, Tată din Cer, umplerea Duhului Tău ce Sfânt să fie peste frații care vor vorbi din cuvântul Tău. Amin. Te rog, Doamne, ca călăuza Ta și dragostea Ta să fie peste noi, peste fiecare, Doamne. Te rog, binecuvintează asistența, Doamne, amin. Toți, Doamne, care au intrat în locul acesta să fie binecuvântat de Tine. Ne închinăm Ție și ne credințăm în mâna Ta mai departe. Fii călăuza și Duhul Tău cel Sfânt să fie peste noi, peste fiecare. Ne închinăm Ție cu recunoștință și îți mulțumim, Doamne, cu fierii cu hotirea Ta și binecuvântarea Ta să fie mai departe peste noi toți. Amin. Cu recunoștință, Doamne, venim înaintea Ta și Sfânt în numele Tău, care este mare și sfânt. Îți mulțumim pentru ziua de astăzi. Îți mulțumim în mod deosebit pentru timpul Tău, pentru noi. Te rog să binecuvintezi drumul lor, viața lor, să fie sub protecția Ta. Amin. Să-i sprijinești, să-i întărești. Binecuvântă întreaga zi de astăzi, Doamne. Dorim prezența Ta în orice lucru. Aici, Doamne, prin cuvânt, prin cântare, prin închinare, Doamne, dorim prezența Ta și dorim în continuare binecuvântarea Ta. Slăvit să fii, Doamne, glorificat să fii în numele Tău. Binecuvântă întreaga asistență, Doamne. Binecuvântă, Doamne, pe toți care sunt aici, Doamne, binecuvântă și părtășia, Doamne, care va fi după biserică. Dar ne credințăm în mâna Ta și te slăvim. Amin. Amin. Slavă Domnului, se pot reocupa locurile. Suntem bucuroși să putem să fim împreună la această sărbătoare, la această nuntă, sărbătoare binecuvântată a celor două familii, Grigorian, Toader și Manuela, care se bucură împreună cu Mirele Timotei Robert. Domnul să binecuvânteze familia acestea, întreaga familie Grigorian. Am văzut mulți frați Grigorian care au venit și depărtare, ca să fie alături de Mirele Timotei. Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Suntem alături de familia Pocșoară, Teofil și Carmen Daniela, care se bucură de
mireasa din ziua de astăzi, Lois Genive, nu? Bine am zis. Domnul să binecuvinteze și această familie și aceste familii, familie Mocșoară, familie Băbuța, care sunt mult aici, mulți participanți la bucuria acestei sărbători. Da, atunci când tinerii noștri, care cresc frumos în tinerețea lor, ca niște odrasle minunate și care împodobesc casele noastre, băieți și fete, care îl acceptă pe Domnul Iisus în viața lor ca Domn și Mântuitor. Și apoi, care se găsesc unul pe altul și își lipesc inima unul de altul. Ne bucurăm când tinerii aceștia, ai familiilor creștine, se apropie unul de altul, tânăr de tânără, băiat de băiat, de fată și iată, sunt împreună ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Căsătoria în numele Domnului. Căsătoria binecuvântată în numele Domnului. Suntem bucuroși atunci când tinerii noștri fac lucrul acesta în casa de rugăciune. La altar așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea suntem aici împreună să ne bucurăm, împreună să-L lăudăm pe Domnul și împreună să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei doi mii, ca în parcursul vieții lor să fie binecuvântați de Domnul, să fie ocrotiți de Domnul. Pe toți ceilalți, frați și surori, prieteni, invitați la nuntă, vă salutăm cu toată bucuria, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și împreună cu noi sunt și frați care vor sluji, este și fratele tânăr Ihiel Stănescu, care va avea cuvântul Domnului, Domnul să-L binecuvinteze. Este și fratele Cătălin Ciuculescu, care va cânta, Domnul să-L binecuvinteze. Apoi sunt tinerii noștri care vor lăuda pe Domnul, vor binecuvânta numele Domnului, vor să țin lucrarea din această dimineață, din această slujbă. Acum începem să cântăm împreună cu corul bisericii, apoi grupul de surori va lăuda pe Domnul, grupul Pocșoară, vor cânta și vor slăvi pe Domnul, fratele Cătălin Mișculescu va slăvi pe Domnul. Domnul să-și binecuvânteze lucrarea mai departe. Amin.
Și, deși aveam în minte să cânt altceva acum în primă fază, dar vreau să cântăm împreună un cântec. Pornind de la o idee foarte, foarte frumoasă, mă uitam și citeam puțin mai devreme versetul care e scris acolo. Da, Domnul a făcut lucruri mari pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Psalmul 73 se termină cumva așa, într-o notă foarte, foarte faină, după ce omul Dumnezeu stă și se uită la toți oamenii care poate nu degeau un pic mai bine decât el. Așa cât, pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. David, un om după inima lui Dumnezeu, aproape de sfârșitul vieții lui, spune așa, că Dumnezeu îi promite că un fiu, un urmaș al lui, va construi o casă în care numele lui să fie chemat. Zice așa David, cine sunt eu, Doamne? Și ce este casa mea? Te mai făcut să ajung unde sunt. Cine sunt eu, Doamne? Și ce este casa mea? Te mai făcut să ajung unde sunt. Timotei și Lois, pentru voi urmează o viață extraordinară, să știți. Pentru că oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu și trăiesc cu Dumnezeu și îl au ca numitor comun pe Dumnezeu, e imposibil să nu facă front comun. Doar dacă, cum zice Biblia, dar dacă inima cuiva nu este întreagă a Domnului, da? Eu cum am căsătorit, așa am primit vreo câteva încurajări din astea foarte interesante. Las că vezi tu, de aici încolo, nu mai, gata, cu, și așa mai departe. Și la un moment dat nu mai știu cum să mai iau căsnicia, dacă e binecuvântare sau dacă e piedică. Dar este doar binecuvântare. Așa că Dumnezeu să vă țină tare, tare așa împreună, și mai mult decât tot ce altceva cu inima legată de el. Aș vrea să cântăm împreună și dacă nu vă cer prea mult, poate chiar ne și ridicăm și cântăm împreună Lumina Lumii, Prezență Divină, pentru că tot ce se întâmplă ca toată aturarea și toată cinstea, Domnul a făcut lucruri mari pentru noi, de aceea suntem plini de bucurie, e de Domnul Dumnezeu. Lumina Lumii, Prezență Divină, cântăm împreună. Lumina Lumii, Prezență Divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos m-ai creat pentru tine, speranță mi-a dăruit. Toată Yeah.
Dumnezeu va fi cu noi. Încotro vei merge tu, voi merge și eu, și Dumnezeu va fi cu noi. Azi începe viața întâi, tu și cu mine, și cu bunul Dumnezeu, doar El ne ține. Poate să vină orice lume, ne vom clădina, Dumnezeu va fi cu noi. Să vin orice nu ne vom plătina, Dumnezeu va fi cu noi. Mă gândesc cu tine azi, cu bucurie, îți ofer iubirea mea. Doar un singur tu.
păstrați-o curată în voi. Scrieți mereu simfonia iubirii și Domnul să fie cu voi. Domnul să fie cu voi în bucurii și nevoi. În drumul vieții să aveți fericire și Domnul să fie cu voi. Domnul să fie cu voi în bucurii și nevoi. În drumul vieții să aveți fericire și Domnul să fie cu voi. Și Domnul să fie cu voi. Și
Dumnezeu. Înaintea cuvântului Său care este viu și lucrător și adevărat. Înaintea părinților voștri, înaintea slujitorilor, înaintea tuturor martori văzuți și nevăzuți. Vă întrebăm în numele Domnului și vă rugăm să răspundeți. Frate Timotei, dacă dragostea sinceră, curată, adevărată, te-a determinat să ceri pe Lois ca să-ți fie mireasă și soție în continuare. Da. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Tinere Timotei, ceea ce faci tu astăzi este un legământ. Legământ sfânt. La legământul acesta este participant însuși Domnul Dumnezeu. Biblia spune să iubești soția, adică să o aperi, să o păzești, să o îngrijești. Și apoi în familia care Dumnezeu ți-o rânduiește. Ești de acord să îndeplinești cerințele Scripturii ca să fii binecuvântat? Da. Dumnezeu să te ajute, Dumnezeu să te binecuvânteze. Legământul pe care îl chei astăzi trebuie să-l păstrezi cu sinceritate, cu fidelitate, cu seriozitate. Vrei tu să împlinești tot ce scrie Scriptura ca să împlinești legământul căsătoriei? Da. Dumnezeu să te binecuvinteze, să te ajute. Tânăra mireasă Lois, stai alături de cel pe care l-ai ales și l-ai acceptat. Dacă, din dragoste, ai acceptat să închei legământul de căsătorie cu tânărul Timotei. Da. Domnul să te binecuvinteze. Și soția, potrivit cuvântului Dumnezeu, ca să aibă binecuvântare, să aibă armonie în viață, în familie, trebuie să dovedească că iubește prin ascultare, prin supunere, prin respect, prin cinstire, prin a-i face bine în toate lucrurile. Vrei să faci asta și să primești asta? Da. Domnul să te ajute. La fel și tu trebuie să fii conștientă și să știi astăzi închei legământul de căsătorie, care este atât de sfânt, pentru că este prezent Dumnezeu aici. Cât timp vrei să rămâi credincioasă soțului pe care Dumnezeu ți l-a iubit? Să te ajute bunul Dumnezeu. Pentru că tinerii ei au declarat credincioșie, unul față de altul, înaintea lui Dumnezeu, îi rugăm să-l genuncheze și împreună cu frații slujitori ne vom ruga și vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei și peste familia lor. Te binecuvântăm, Tatăl nostru din cerul, acel ce ai creat familia și este capodopera ta și vedem ce lucrări mărețe faci tu. În această zi stăm înaintea ta cu Timotei și Lois. Dar, Doamne, ei sunt creatura ta. Mulțumesc că îi împlinesc planul tău, Doamne. Acum te rog să-i binecuvântezi cu înțelepciune, să ducă planul tău mai departe. Acum suntem aici, nu le știm viitorul. Mulțumim că Tu i-ai adus până aici, i-ai păzit în familiile lor, slăvit să fie al Tău nume. Îți mulțumim că planurile Tale, când le privim în urmă, vedem cum sunt atât de mărețe. Și știm, Doamne, că în Hristos ele sunt și mai departe mărețe pentru ei și viața lor. De aceea Te rugăm să le păstrezi, Doamne, îndurarea Ta, atunci când Timotei va striga după ajutor la Tine. O, ascultă, Doamne, atunci când are nevoie de încurajare, Tu, pe Lois, înțeleaptă în privința aceasta și binecuvântează casa lor. Binecuvântează unirea lor, Doamne. Binecuvântează-le viața lor în continuare. În mâna Ta încredințăm, Doamne, și Te rugăm să lucreze în viața lor. Binecuvântează că dragostea lor, manifestarea ce urmează în viață, să crească, Doamne, în împlinirea voii Tale, în lucrările Tale. Și numele Tău să fie slăvit. Păstrează-i, păstrează-i pe cale, trastăzând, așa cum ne bucurăm în această zi de ei, să putem să ne bucurăm de lucrările Tale în viața lor. Împlinește lucrarea, ajută-i să se prinde în orice împrejurare de făgăduințele Tale, să se unească în rugăciune, să se unească, Doamne, în voia Ta. Crească numele Tău să fie slăvit, Doamne. Fă-i folositor, Doamne, și în casă de rugăciune, în biserica Ta. Fă-i folositor în societate, Doamne, să fie cu adevărat pentru slava Ta
și pentru ajutor în societate, pentru ca astfel să-ți împlinești lucrarea ta, să-ți faci lucrarea ta și numele tău să fie binecuvântat. Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Doamne, Tatăl nostru Sfânt, stăm înaintea ta și în primul rând te lăudăm și te slăvim pe tine. Numai ție, Doamne, se cuvine toată lauda și toată cinstea. Ție, împăratul veșnicilor, ție, nemuritorul, nevăzutul, singurul Dumnezeu, Dumnezeu care binecuvântezi, Dumnezeu care ocrotești, Dumnezeu care păzești, Doamne, Dumnezeu care știi viitorul, Dumnezeu care viitorul este sub mâna ta. De aceea astăzi venim cu acești tine, Tatăl nostru, și vrem să-i punem pe brațele tale, Doamne. Și noi ca numele Tău sfânt și mare să fie peste viața lor. Și vă să fie, Doamne, sub ocrotirea Ta toată viața lor. Tu toate le cunoști, Domnul nostru. Tu toate le știi. Știi tot ce va fi în continuare în viața lor. De aceea te rugăm să-i binecuvântezi în toate privințele noastre. Și astfel să fie o familie binecuvântată de tine, așa cum Moise altă dată dorea să fie cu tine și spunea, Doamne, nu vrem să plecăm pe tine. Și tu, Doamne, ai mers cu ei. Ne rugăm să mergi cu Lois și cu acest tânăr fost, Doamne, minunat și la Timotei. Binecuvântă-i viața lor, Doamne. Păzește-i în numele Tău. Amin. Și vă să fie binecuvântați de tine. Amin. În toată viața lor. Te slăvim pe tine, Dumnezeu nostru. Îți mulțumim că Tu-i binecuvântezi pe ei. Binecuvântezi părinților, Doamne, bunicilor și chiar și străbunicilor, Doamne. Că Tu ești Cel care cunoști viața, biecăruia. Îți mulțumim că ești Tatăl nostru. Îți mulțumim că ești Dumnezeu nostru sfânt și mare. Ori îți mulțumim că rămâi cu ei în toată viața și numele Tău să fie slăvit în veci. Amin. Amin. Amin.
familie binecuvântată de Domnul. Grigorian, Timotei Robert, Lois Jennifer. Binecuvântat să fie Domnul care v-a binecuvântat. Amin. Și acum voi să rămâneți sub binecuvântare. Și binecuvântați de Domnul să determinați binecuvântare pentru alții și pentru domeniile care Dumnezeu v-a rânduit să lucrați, să sfârșiți. În urma certificatului emis de Comuna Vladimirescu și în urma slujirii în adunare și a rugăciunii de binecuvântare, vă declarăm soț și soție, familie binecuvântată de Domnul. Să rămâneți așa, frumoși, credincioși, tot restul vieții voastre. Și acum, împreună cu fratele Beni, cu bunicul, să mulțumim Domnului pentru toată lucrarea din această dimineață și totodată să încredințăm și deplasarea și lucrarea de după masă în grija Domnului. Dumnezeul bunicilor noștri, Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul nostru, lăudăm și binecuvântăm numele Tău. Ne smerim și îți mulțumim acum, la încheierea primei părți a sărbătorii bisericii tale și a noastră, îți mulțumim din toată inima. Îți mulțumim, în primul rând, pentru cuvântul Evangheliei. Fă, Doamne, în inimile noastre să rodească și să poată fi împlinit. Lăudăm numele Tău și Te binecuvântăm, Doamne, pentru familia care s-a format aici, prin legământul de căsătorie. Îți mulțumim pentru cei doi tineri, că i-ai binecuvântat. Crede lucrul acesta și Te rugăm, Doamne, ca în fiecare zi marea Ta binecuvântare și complexă să crească în viața lor, în tot ce privește viața de credință, în tot ce privește viața de materială, de trăit aici pe pământul acesta. Dă-le tot ce este necesar pentru ca ei să rămână credincioși copiii ai Tăi și să nu iasă de sub binecuvântarea Ta. Îți mulțumim că i-ai binecuvântat. Noi așa credem și noi așa rămânem încredințați că Tu i-ai binecuvântat. Și așa cum până aici au fost copiii Tăi, vor rămâne toată viața lor credincioși unii altora, credincioși Ție, Dumnezeu nostru. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru ei până aici. Și acum, Doamne, Te rugăm mai departe și în partea a doua părtășie sărbătorii noastre de astăzi să binecuvintezi drumul până la sală, să binecuvintezi părtășia de acolo și să lezi îndurarea Ta și părtășia Ta peste noi. Pentru că credem că Tu ești Dumnezeul nostru și cu Tine și în Tine, Doamne, vrem să rămânem pentru ca binecuvântarea Ta peste noi să fie o binecuvântare de viață, o binecuvântare în care, Doamne, să putem să ne pregătim în fiecare zi pentru întâlnirea cu Tine. Lăudat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru că astăzi noi credem că din familia noastră mare și lărgită nu ne-ai luat pe Lois, ci ne-ai dat pe Timotei. Te rugăm împreună, ajută-ne să-ți slujim Ție și rămâi cu noi și rămâi cu familiile noastre, cu biserica Ta, cu viața noastră. Slăvim numele Tău, Tată, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Și harul Tău, Doamne Iisuse, dragostea Lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți, în mod deosebit, cu tânăra familie Grigorian, Timotei și Lois. Amin. Amin. Cu Domnul înainte, fiți binecuvântați pe drumul Căsătoriei până la capăt. Puteți să părăsiți sala, să ieșiți și apoi putem să-i felicităm la ieșire și cu toți cei invitați. Suntem așteptați la Vladimirescu, la sala de la
pentru toate amenii.